Robert. Corect? Yes. Aici, el este Robert, posesorul acestui Audi. Așa, deci avem un Audi aici, A4, B7, Avant. Cu bară de DTM. Cum? Bară de DTM. Cu bară de DTM. Astăzi s-a decis să își monteze goarne. Am pus aici frumos două trompete mici. Vom monta și în față. Aici am tras furtunul, se vede furtunul. Dar săptămâna viitoare, momentan l-am pus doar în spate. Vom avea și în spate și în față. Momentan le punem pe astea. Săptămâna viitoare sau peste două săptămâni le punem și pe față. Așa. Aici avem cuplele necesare pentru montaj. Avem un robinet de închidere. Așa frumos, on off. Cuple, frumos. Așa, avem electrovalve. Avem două electrovalve mari și frumoase. Vom avea o electrovalvă pentru goarnele din spate și o electrovalvă pentru goarnele din față. Și rămâne de văzut. Vom mai monta și un nou compresor. Avem un compresor negru, frumos. Vom avea două compresoare de data asta. Până acum mașina a avut un compresor. Mulțumim și de compresorul ăla, nu? A mers, dar merge, dar nu prea mult. Două compresoare. Ok. O să continuăm. Deja am făcut montajul goarnelor de aici. Am tras furtunele și vom merge mai departe. Cam aia e. Ce avem noi aici? Noi avem aici un Minion. Un Minion sugar. Tu. Ce credeți? O să-l facem să sugă la două compresoare. Ia să vedem. Și al doilea compresor. Țaca-paca. Va fi un dublu sugar. Va plăcea să sugă și de la chrome și de la black, full black. Aici jos avem managementul. Hai să dăm ușor compresorul mintii la o parte. Punem sus aici. Aici avem un subwoofer, un buf. Ce avem aici? Deja aici avem furtunele de la, hai să le dăm afară, de la goarne. Astea sunt furtunele de la goarna din spate și de la goarna din față, viitoarea goarnă. Avem un bloc de valve, un V4, cu senzor de presiune. Avem un ceas digital la această mașină. Ia să vi-l arăt. Să vedeți voi ceva frumos ce avem noi aici. Un ceas digital. Ac, ne băgăm frumos în mașinuță. Ah, cred că n-am cheia. Cheia. Ia că a venit și cheia. Hai, mă, asta cheie. Ia să facem un intro. Ia uite. Poc. Vai tu. Deci avem așa, presiunea din perne și presiunea din butelie. Deci avem și presiune în butelie pe acest ceas. Deci avem mai multe informații. Cele patru perne și presiunea din butelie. Asta este mașinuța. Avem și ceasuri de astea așa de putere. Bum. Atât. Deci revenim în spate. În spate ne vom apuca de montat valvele. Corect? Da. Corect, da? Da. Da. Să speriem. Uite ce avem noi aici. Ce atibil de frumos avem noi aici. Deja le-am marcat. Pac, frumos. Am pus atipildele. Nu zic să ne apucăm de treabă. Avem și un cioclu frumos. Cu releu. Ia uite-l. NFS.
Readuc aminte că fiecare compresor trebuie să dețină releul lui de încărcare, releul de pornire, pardon, nu neapărat de încărcare. Deci trebuie să avem nevoie, neapărat nevoie de un releu. Deci nu legăm pe un releu mai multe compresoare, pentru că riscăm să topim releul, să se strice și tot mai departe. Probleme. Deci clar doar un releu. Valvele, astea sunt goarmele care trebuia să le punem pe față, dar au o problemă și sunt defecte momentan. Vom cumpăra altele, nu sunt de la noi, au fost cumpărate de pe OLX și au avut o problemă, dar am înțeles că băiatul care le-a vândut o să înapoieze bănuții și o să-și cumpere altele. Cele de pe spate sunt bune, deci un set a fost bun, un set stricat. Se mai întâmplă. Avem un cablaj aici, avem un mic butonaj, țaca, 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 și cam și am terminat. Am montat compresoarele, l-am pus aici frumos singur. A căzut ochiul, a căzut ochiul. Gata, am pus ochiul la loc, frumos. Am terminat de montat compresoarele, frumos. Avem și valva de la goarnă aici, tot așa frumos, un modul wireless. Frumos și cam atât.